Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase! Astăzi facem pâine de casă cu drojdie de bere crocantă la exterior și moale la interior. Pâinea de casă se prepară cu făină bună, de calitate și cu timpul necesar, pentru că pâinea are nevoie de propriul timp de dospit. Începem să pregătim pâinea de casă seara pentru a o termina a doua zi și vom avea nevoie de 500 de grame de făină, 300 de apă, 5 grame de drojdie, o jumătate de linguriță de zahăr și o linguriță de sare și 20 de ulei. Cernem făina într-un bol, adăugăm drojdia cu o jumătate de linguriță de zahăr și o sută de apă. Amestecăm în centru pentru a dizolva drojdia de bere, acoperim cu folie alimentară și lăsăm la crescut până se dublează. Apoi adăugăm restul de apă, sare, ulei... Amestecăm și transferăm aluatul pe suprafața de lucru. Începem să lucrăm aluatul cu mâinile până devine elastic și omogen. Odată ce aluatul este gata, formăm o bilă și o așezăm într-un bol. Acoperim cu folie alimentară și o să dăm la frigider aluatul nostru până a doua zi. După ce a stat toată noaptea, luăm aluatul apoi de la frigider și îl lăsăm la temperatura camerei timp de o oră-două. Apoi îl transferăm pe suprafața de lucru cu făină, dată cu făină, și începem să facem pliuri, cum se vede în video, și facem această operație de două ori. Apoi vom modela pâinea, o să întindem aluatul și o să facem uh, cum se vede în video. Vom așeza aluatul nostru într-un uh, truncastron cu un șervet uh, dat cu făină și o să-l lăsăm la crescut până își dublează volumul. După ce a trecut timpul de dospit, întoarcem vasul cu aluatul pe tava de copt fierbinte, băgăm tava în cuptor, cuptorul deschidem și-l preîncălzim, și scoatem tava fierbinte și, cum se vede în video, întoarcem și punem pâinica noastră pe tava fierbinte. Facem incizii pe suprafața pâinii cu ajutorul unei lame și o să coacem la 200 de grade pentru aproximativ 50 de minute. Amintiți-vă să puneți un vas cu apă pe partea de jos a răgazului. Scoatem din cuptor și lăsăm să se răcească pe un grătar fără a acoperi pâinea, astfel încât să rămână crocantă. Dacă doriți o crustă moale, acoperiți pâinea cu un prosop cât este fierbinte și lăsați-o să se răcească acoperită. Vă mulțumesc și vă doresc multă multă sănătate și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere.